Expoziția Obiecte de tezauri din cadrul colecțiilor Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, care a fost vernisată în urmă cu 2 săptămâni, a reușit să atragă peste 300 de vizitatori. Pentru ca numărul acestora să crească, săptămâna trecută, în Consiliul de Administrație al Muzeului Devean, s-a aprobat o colaborare cu una dintre cele mai mari agenții de turism din România, care va aduce turiști în grupuri organizate. Aceste grupuri vor beneficia de reduceri de prețuri la biletele de intrare, dar și la taxa pentru ghidaj. Așadar, pentru un grup de 100 de persoane, ghidajul va fi gratuit, iar prețurile biletelor vor fi reduse cu 40%. Prețul întreg al unui bilet este de 10 lei.